Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Altfel, telespectatorii noștri, sigur că, nu știu cât își mai aduc aminte, ne-ați onorat cu prezența, dacă nu mă înșel, chiar la a doua emisiune. Noi am plecat la acest drum cu emisiunea Doar din Har încă din septembrie anul trecut. Am spus în emisiunea trecută, chiar am împlinit 9 luni. Iată mult că, înainte. Da, să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Și am mai spus și spun, stimați telespectatori, cu toată responsabilitatea și cu toată sinceritatea și cu dragostea cuvenită, meritul meu aici este aproape infim. Este meritul invitaților mei, preoți, în cea mai mare parte, nu știu dacă am făcut voi excepție. Părinte, cum am spus, iată, am ținut neapărat să fiți prezent în fața telespectatorilor noștri, având în vedere faptul că slujiți, nu de foarte multă vreme, dar slujiți în prezent la o biserică din Roman, pot să spun, nu-i așa, cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. V-aș propune așa pentru început, eu știu, în acest context, să faceți un scurt istoric al bisericii și, eu știu, al slujirii la acest Sfânt Lăcaș. Da, biserica cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel se află în cartierul Nicolae Bălcescu, așa cum am spus, pe strada Bogdan Dragoș, la numărul 139, în fostul cartier Carol I. Sau așa fosta era. Regiune Carol I din Romanul de altă dată. A fost piatra de temelie a bisericii, s-a pus în anul 1922, deci în perioada interbelică s-a construit integral această biserică, într-o perioadă de altfel prosperă și frumoasă din istoria modernă a României. Este o biserică frumoasă, un așezământ reușit, o clădire impozantă, dat fiind faptul că toate trăsăturile ei, toate caracteristicile ei sunt puse în valoare de și de mediul înconjurător, pentru că ea se află undeva retras oarecum față de strada principală, într-un spațiu care oferă foarte, foarte multe detalii de o frumusețe aparte. Inițiativa construirii bisericii a aparținut industriașului de atunci, Petru Walter, sau Petrache Walter, așa cum este cunoscut, și a proprietarului, Nicolae Tăutu. Era un cartier nou, în 1879 s-a înființat cartierul Carol I și pentru că s-au construit case, s-a închegat o comunitate, s-a simțit nevoia construirii unui nou sfânt locaș. De altfel, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel este a doua biserică din cartierul Nicolae Bărcescu. Prima și cea mai veche, acolo unde este și cimitirul, poartă hramul, este pusă sub ocrotirea, sub patronajul spiritual al Sfântului Proroc Ilie Tezvitean. Iată, aproape. Aproape hramurile unul de altul. Poate nu întâmplător, da, cine știe. Este evident faptul că atâta vreme cât numele ctitorului principal este Petrache sau Petru Walter, limpede că, da. Asta a contribuit foarte, foarte mult la alegerea sfântului sau sfinților ocrotitori ai acestui sfânt locaș. Spuneam, piatra de temelie s-a pus în 1922, s-a început efectiv zidirea în 1923 și s-a terminat biserica în 1936. S-a întins construcția ei pe o perioadă oarecum lungă de timp. Important este însă că la sfârșitul acestei zidiri a rămas ceva frumos pentru comunitatea de acolo, până la urmă ceva frumos pentru întreaga comunitate, întreaga cetate mușatină. Preot în vremea aceea, atunci când s-a pus piatra de temelie, era părintele Nicolae Păvălache, s-a ridicat biserica după un proiect al inginerului Constantin Hăisescu. Și are câteva particularități speciale. A fost concepută ca o biserică de ceremonie. De ce? Pentru că față de celelalte biserici, așa cum suntem obișnuiți, în absidele laterale, ceea ce în deopște este cunoscut în străni, este nu atât de mult spațiu.
Ori la biserica din Bălcescu, Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel, absidele laterale sunt foarte largi, foarte generoase, așa încât spațiul din naos este un spațiu semicircular, oferind suficient câmp pentru desfășurarea ceremoniilor. De aceea și când se organizează hramul bisericii sau slujbe care îi impun mai mult decât altele aspectul ceremonial, ele se desfășoară foarte frumos pentru că există spațiu de desfășurare. O altă caracteristică a acestei biserici, nu neapărat caracteristică specială, iconostas sau catapeteasma au toate bisericile noastre ortodoxe. Catapeteasma de la Bălcescu este, din punctul meu de vedere, evident, acceptând și subiectivismul de care pot fi pe bună dreptate acuzat, este catapeteasma, spuneam, sau iconostas, este una sau unul dintre cele mai frumoase din Roma și ne face mare bucurie pentru că aduce plus de frumusețe în întregul frumusețe bisericii din Bălcescu. Ea a fost, este consemnat și pe o piatră care a rămas mărturie și în puținele documente care le păstrăm, a fost executată de Iorgu Săpătoru sau Iorgu Cioplitoru. Evident a fost consemnat așa pentru că era cunoscut ca cel care cioplește, cel care sapă. De regulă, în epocă se lua, exact, se obișnuia. Exact. Să... În 1900, și un alt lucru foarte important și nu trebuie uitat să fie menționat, pictura acestei catapetesme, Sfântul Epitaf, pe care îl păstrăm în biserică, o parte din icoanele praznicale au fost executate de foarte cunoscutul pictor romașcan Ioan Secoșanu, care, din ce știu eu și nu cred că greșesc, mai are în zonă lăsate, am mai întâlnit undeva. Da, chiar în Roman este pictură de Ioan Secoșanu la Biserica Sfântul Nicolae și am mai întâlnit la Biserica din Todireni, din Poienile Oancei. Exact, în jurul praznicale. Da, da, da. Știu că am mai întâlnit acest nume, ceea ce presupune că în epocă era foarte căutat, ca să spun așa. Au fost trei generații de pictori, Secoșanu. Îmi amintesc cu bucurie că la un moment dat, din dorința de a pune la dispoziția copiilor din parohie, a benoriașilor noștri mai micuți, într-una din vineri, când avem întâlnire cu ei pentru cateheză, am avut bucuria de a-l avea invitat pe domnul profesor Gheorghe Ameciobanu, care a adus... Nu mai necesită nicio prezentare. Exact, exact. Și am intuit că știe foarte multe lucruri legate de Ioan Secoșanu, m-am gândit că știe lucruri legate de Iorgu Săpătoru sau Iorgu Cioplitoru, și evident de ctitorii pe care i-am menționat, Petrache sau Petru Walter și Nicolae Tăudu. Și am intuit bine pentru că a fost o întâlnire deosebită. Cu siguranță. Și toți, eu personal am aflat foarte, foarte multe lucruri legate de Biserica din Bălcescu, foarte frumoase și evident, așa cum mai domnul profesor poate să facă, și foarte interesante și foarte bine argumentate. Fără discuții, o întâlnire cu domnul profesor Ciobanu, indiferent de domeniul pe care îl abordez, poate fi decât una, îndrăznesc să spun, în acest studio și în acest context, dumnezeiască, și nu cred că greșesc cu nimic, are abordări din orice domeniu și ceea ce, facem o paranteză mică, așa, la domnul profesor, este absolut fascinant, nu știu, modul în care nu poți prinde descoperit, chiar și cu, nu știu, ultimele descoperiri în domeniul științei, admirabil, n-am întâlnit mulți oameni. Eu am mai spus-o, sunt fericit, nu sunt romașcan, deși ca și mine, de altfel. Deși mă pot numi romașcan după 16 ani de locuire efectiv aici. Și de zidire, trebuie să spunem și așa. Atât cât am putut și cât ne-am priceput. Printre bucuriile pe care mi le-a oferit Roman, sau una dintre bucuriile pe care mi le-a oferit venirea mea în Roman, este întâlnirea cu domnul profesor. Subscriu și aș mai avea o listă, dar cu altă ocazie, pentru că am făcut o paranteză pe care o închidem acum. Părinte Zamfir, v-aș întreba, pentru că o să trecem așa ușor-ușor la... Am să rog colegul Max să aibă pregătit un filmuleț pe care l-am realizat noi, altfel foarte scurt, în momentul în care așa să-i dăm drumul. Dar până atunci, Părinte Zamfir, iată, nu știu, opinia mea, așa cum văd eu lucrurile, și probabil că nu sunt singurul. La Bălcescu ești în oraș,
Dar așa cum ați și remarcat de altfel când ați făcut prezentarea Sfântului Lăcaș, ești totuși mai spre partea de mai încolo, mai spre la țară, mai nu știu, adică atmosfera e un cartier mai special, aș îndrăzni să spun așa. Cum e slujirea? Adică cum sunt oamenii? Cum sunt... Nu știu dacă observația mai... Da, e obiectivă și pertinentă. Da. Spuneam atunci când am făcut cerere pentru ca să obțin transferul în această parohie și când Preasfințitul Ioachim Băcovanu m-a creditat cu foarte multă încredere și mi-a oferit șansa de a veni acolo, am spus că din punct să spunem și de unde, părinte, de la Biserica Sfântul Dumitru, izvorătorul de miel sau parohia Climești. Așa, da, de la Climești. Climești, da. Și Făurei. Am avut timp de 12 ani de zile, am fost paroh acolo. Mi spuneam Preasfințitului că, din punctul meu de vedere, cred că eu sunt cel mai fericit dintre preoți, pentru că sunt singurul, sau mai este părintele, vecinul nostru, care are parohie de țară la oraș. Întotdeauna am avut... Frumos spus altfel. Frumos spus și evident nu vreau să încapă nici nimic peiorativ în afirmația mea. Nu, și subliniat frumos spus. Oamenii din Bălcescu m-au fascinat și m-au fascinat prin felul în care înțeleg să fie alături de biserică, înțeleg să fie alături de slujitorul bisericii și înțeleg să pună umărul și să ne fie alături în toate proiectele și în toate demersurile pe care le facem, evident, pentru ridicarea și sporirea vieții spirituale de acolo. Sunt oameni deosebiți și am marea șansă de a fi slujitor după o serie de preoți foarte importanți și foarte cunoscuți. Aș începe cu părintele Păvalache, cel care a fost martor la zidirea bisericii. Aș continua, evident, cu părintele Dăscălescu, cel care a fost martor la sfințirea bisericii. Deci un preot a început-o, altul a fost la sfințire. Slujesc într-un sfânt lăcaș sfințit de preasfințitul Ilarion Mircea Băcăuanu, arhiericar da, în vremea aceea. Da. Și după aceea a fost părintele Vasile Cenușă, despre care am auzit numai cuvinte, sună destul de urât, laudă. Laudă, așa cum temeinic ar trebui să fie laudă. Numai cuvinte bune, după care din 1988 a venit 87, de altfel, a venit părintele Petru a Dăscăliței, ulterior transferat. Iată, la parohie. Petru la frumos. Da. El a avut 20 de ani de slujire acolo și a făcut lucruri frumoase alături de enoriașii de acolo. Am venit și am găsit un teren desțelenit, un teren în care îți vine mai ușor să cultivi și mai mare ții bucuria recoltării. Asta pe de o parte, aș îndrăzni să continui eu, însă având în vedere, eu știu, toată această înșiruire de slujitori ai lui Hristos în Biserica Ortodoxă, mă gândesc că și o responsabilitate pe măsură, pentru că, nu e așa, obligă, adică obligă să duceți tot, eu știu... Da, la Climești, dacă îmi permiteți o foarte scurtă paranteză, la Climești îmi povesteau cei foarte în vârstă, cei cu foarte, foarte multe amintiri. Era un părinte, părintele Costache, și nu mai știu nici ei cum și nici n-am găsit în arhive, care era mic de statură, avea un păr lung, o barbă lungă și pe care cei din zonă îl considerau a fi un sfânt. Și mărturisesc că atunci când slujeam la Climești, de multe ori mă încerca și mă îmbărbăta și mă susținea gândul că sunt în fața aceleiași sfinte mese la care a slujit un astfel de preot. Și ca să ne întoarcem la Bălcescu, aici ne-au rămas medalioane, pentru că dorința părintelui Petru a Dăscăliței a fost să pe o placă de marmură, undeva în Sfânta Biserică. Eu am decis, chiar în Sfântul Altar, să fie, să se afle fotografiile și datele anii pe care slujirii. Au slujit toți preoții de acolo. Frumos. Și mă uitam la aceste imagini, mă gândeam la ei, nu mai sunt printre cei trei pe care i-am pomenit, nu mai sunt de mult, Dumnezeu printre noi cei vii. Dumnezeu să-i odihnească, facem vorbire despre ei.
Și totuși ne bucurăm și sperăm din tot sufletul să ne bucurăm pe mai departe și noi și noriașii noștri de rodul muncii și strădaniilor lor. Eu și acum vin oameni în vârstă la spovedanie și fac această mărturisire și fac acest act de căință și de pocăință după un tipic învățat de la Părintele Vasine Cenușă. De asta zic, cum să spun, e reconfortant. Iarăși n-am ales un termen nou. Nu, e ok, da, sigur, ca să e nu... E bine să slujești după vreme slujită. Da, și cu asemenea modele, în regulă. Părinte Zamfir, eu am mai văzut și eu spun acum că suntem aici, în acest studio, da, cu siguranță că toată lumea care mai citește presa locală, ce-am remarcat în mod deosebit și mărturisesc că nu e chiar o regulă peste tot, aveți foarte multe activități cu copilași. Da, acum ce se întâmplă? E o regulă peste tot. Toate bisericile, toate parohiile din oraș și nu numai au activități. Eu am spus-o cu ton de gradualitate, dacă îmi permiteți. E adevărat, tocmai asta încerc să, în regulă, să subliniez. Se fac acțiuni frumoase. La noi e un avantaj. Avem toți copiii din parohii, mă refer la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel și parohia Sfântul Ilie, păstorită de Părintele Ioan Movilianu, avem o școală, școala numărul 6. În regulă, și da. Avem acolo și un colectiv didactic extraordinar, care ne-a oferit sprijinul și căruia, la rândul nostru, i-am oferit sprijinul de fiecare dată și avem o colaborare și am încheiat parteneriate și atunci suntem conștienți fiind de misiunea pe care o avem. Până la urmă, o misiune care presupune vocație și în școală și în biserică. Să-mi plătesc. Am încheiat un parteneriat în urmă cu 2 ani și ceva, care se numește Școala și Biserica, două aripi în același zbor. Urmând unui programului acestui parteneriat, am putut să ne organizăm și să facem acțiuni frumoase, adevărat, și nu vreau să par lipsit de modestie, frumoase cu copiii, iarăși conștienți fiind de faptul că depinde de noi, am mai spus-o de foarte multe ori, depinde de noi dacă acești copii, când termină clasa 8-a, pleacă la un liceu și dincolo de faptul că nu se întrevede nimic frumos sau nimic obiectiv, sau nimic îmbucurător la orizont, cel puțin deocamdată. Din ce se vede? Dincolo de faptul ăsta, merg și la facultate și ajung să fie oameni. Depinde de noi dacă, eu știu, absolventul clasei a 8-a, am reușit, dacă pe parcursul școlii și școală și biserică am reușit să-l, și familie în primul rând, am reușit să-l modelăm și să-l canalizăm spre a face și a împlini și a-și dori să împlinească binele, sau dacă va ajunge să lucreze cu ziua pentru țigări și alcool sau alte lucruri mai grave. Plus toate cele care vin cu așa ceva. Cu atât mai mult, cu cât din rândul lor este viitorul director al școlii numărul 6, viitorul profesor, viitorul preot din parohia Nicolae Bălcescu. Ipotetic și, cel puțin. Da. E pe da, acolo. Da, 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 da. E omul care va fi la cabinetul... medical, va fi la funcționarul public, va fi cel care va face curat pe stradă, orice altceva. Dar, indiferent unde ar fi, este de datoria noastră să-l formăm un om bun. Minunat și sigur că, nu știu, cel puțin așa cum văd eu lucrurile, cum înțeleg o viață de om, cum înțeleg să ies dimineața în fiecare zi din casă, temelia aici, la Sfânta Credință și dacă nu-i pusă la rândul ei și cât trebuie și cât se cuvine, mai încolo orice zidire riscă să se clatine, dacă nu chiar să se prăbușească, ceea ce poate fi foarte rău, și să știe bine că un credincios pierdut de la mântuire este responsabilitate. Eu știu de la Sfântul Ioan Botezătorul, spune la un moment dat, am citit chiar aici în premisiune într-un text, toți suntem vinovați dacă un creștin nu ajunge la mântuire. Deci nu există. Da. Așa. V-aș mai întreba încă ceva, părinte, ca să trecem la
eu știu sărbătoarea care urmează legat de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Părinte, iată, la Climești ați avut un patron spiritual al Sfântului Lăcaș, aici sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cum am spus și cum am subliniat până acum. Pentru preotul care slujește într-un Sfânt Lăcaș, eu știu, sigur, toți sunt sfinți, limpede, clar, nu intrăm că nu avem ce discuta, vă marchează, eu știu, personalitatea sfântului respectiv, pe care îl aveți patron, în mod deosebit? Fără dar și poate. Fără dar și poate ne marchează și marchează pe oricine dintre slujitorii sfintelor noastre biserici. Hramul bisericii presupune, e în sine un moment deosebit. Și evident că viața sfinților, a tuturor sfinților, trebuie să ne fie model, dar viața celor care au fost aleși să fie ocrotitori nu numai ai Sfântului Lăcaș în sine, ai clădirii, ci ai întregii comunități. Exact, pentru că despre asta e vorba. Fiecare dintre cei care se nasc în parohia Sfinților Apostol Petru și Pavel sunt puși sub ocrotirea acestor sfinți și evident că e ceva deosebit pentru oricare dintre noi, cei de la Bălcescu, și pentru mine ca și slujitor, iarăși cu atât mai mult, e o evlavie deosebită față de ei și e o bucurie duhovnicească. De asta, de fiecare dată când se apropie sărbătoarea celor care patronează spiritual parohia noastră, ne încearcă emoție. Și emoția se transformă în imensă bucurie și bucurie în înțelesul deplin al cuvântului atunci când primim oaspeți la slujba de priveghere, ce va fi oficiată, ce este oficiată de fecare dată în ziua de 28. Seara dinaintea. Și apoi bucurie este când oficiem a doua zi Sfânta Liturghie, când îi felicităm pe cei care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, și ca o remarcă am întâlnit foarte mulți care poartă numele de Paul și Paula în Bălcescu, foarte mulți care poartă numele de Paul și Paula, sunt și Petru foarte mulți, și de asta e un plus de bucurie atunci când îi felicităm, când ne alăturăm celor care le urează cele bune și când evident le cântăm la mulți ani și ei sunt bucuroși. Și noi, la rândul nostru, suntem fericiți că Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem încă o zi a hramului bisericii sale și bisericii noastre. Da, momente deosebite. Am să rog colegul să, cred că mai sunt puține minute în această primă parte, nu știu. Da, în regulă. Ok, încă două minute până la finele acestei părți. Mă păcălește ceasul la care tot mă uit, eu, stimați telespectatori, și mereu mă ceartă soția acasă că nu dă bine că mă uit acolo, dar eu mă uit ca să știu ce avem este de făcut. Este vorba de ceasul cel rău. Ceasul, nu e cel rău, nu știu, mă păcălește pe mine astăzi. Mi s-a părut că ar fi mai mult. Ca să încheiem așa cu legat de, pentru că tot am fost la acest moment așa, iată, cu ajutorul Dumnezeu, cât mai este până în 29, așa, eu știu, bănuiesc că aveți de obicei la hramul bisericii așa un program mai special și cu comunitatea, pentru că e limpede, la biserică e clar ce se întâmplă. Este tradiție. Slujba de priveghere începe în fiecare an pe data de 28 la ora 18, 6 după masă. Deci valabil și acum, astea de spectatori, da, rețineți? Da, și chiar așteptăm. Da. Așteptăm pe... Deci ora 18? Da. Da. Sunt invitați preoții din oraș cu credincioșilor, sunt invitați părinții diaconi, părinții care fac parte din administrația centrului eparhial, părinți consilieri și inspectori și, înainte de toate, evident, preasfințitul Ioachim Băcoanu. Până acum am avut bucuria să-l avem în mijlocul nostru. De fiecare dată, în ziua de 28 de iunie, are un traseu foarte, foarte, foarte lung, pentru că, din fericire, sunt multe biserici care... Mi-ați anticipat o întrebare, vă rog. Sunt multe biserici care poartă
hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în Arhiepiscopia Romanului și a Măcăului și evident peste tot este așteptat și o bucurie și o binecuvântare când se află în mijlocul credincioșilor. Și da, credincioșii chiar sunt. Am văzut că am participat cu multe ocazii, nu numai la Roman și da, iată da. Recent la Trifești când a fost acel pelerinaj. O manifestare foarte frumoasă. Da. Da, să ajute Dumnezeu cu pace și cu sănătate să vă bucurați și, și anul ăsta. Da, stimați telespectatori, timpul zboară, nu ne iartă, rămâneți cu noi, revenim în partea a doua emisiunii din această seară.